Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1860 s-a născut Toma Ionescu. A fost medic chirurg și anatomist român, profesor universitar, inițiator al unor tehnici noi chirurgicale, întemeietorul școlii românești de chirurgie și de anatomie topografică, membru de onoare al Academiei Române. În anul 1881 s-a născut Matila Ghica. A fost ofițer de marină, diplomat, estetician, scriitor, matematician, inginer și istoric român. A intrat în diplomație în anul 1909, ajungând la rangul de ministru plenipotențiar. A demisionat din serviciul diplomatic după numirea generalului Ion Antonescu ca prim-ministru. În anul 1899 s-a născut Corneliu Zelea Codreanu. A fost liderul carismatic al extremei drepte fasciste românești, al partidului Garda de Fier sau al Legiunii Arhanghelul Mihail din România interbelică, cunoscut și sub numele de legionari, mișcarea legionară sau neoficial Cămășile Verzi. În anul 1942 s-a născut Bela Caroli. Este antrenor de gimnastică de origine maghiară din România, stabilit în anul 1981 în Statele Unite ale Americii. A devenit celebru ca antrenor al multiplei campioane olimpice Nadia Comăneci. La Jocurile Olimpice din anul 1980 a fost antrenorul lotului olimpic de gimnastică al României, cu care a obținut 2 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. În anul 1956 s-a născut Ilie Balaci. A fost jucător și antrenor de fotbal din România. Supranumit Minunea Blondă, Ilie Balaci s-a consacrat ca unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Cariera de fotbalist se leagă de marile succese obținute de către Universitatea Craiova la începutul anilor 80. În anul 1913 s-a stins din viață Aurel Vlaicu. A fost inginer român, inventator și pionier al aviației române și mondiale. În cinstea sa, comuna Binținiții se numește astăzi Aurel Vlaicu. În anul 1996 a murit Tupac Shakur. A fost artist american renumit pentru stilul lui de rap și muzica sa, cariera de actor, poezii și activitatea socială. Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane, 65 de milioane doar în Statele Unite ale Americii. Majoritatea cântecelor lui Tupac sunt despre viața grea din ghetouri, rasism, problemele din societate și uneori insulte adresate altor rapperi. Mulți îl consideră drept cel mai mare rapper al tuturor timpurilor. În anul 2010 s-a stins din viața Anton Șuteu. A fost un apreciat compozitor și profesor român. În anul 1501 Michelangelo începe lucrul la statuia lui David. În anul 1941, după 3 ani de exil, Jean Calvin se întoarce la Geneva pentru a reforma biserica sub corpul unei doctrine cunoscute sub numele de calvinism. În anul 1788, orașul New York devine prima capitală a Statelor Unite ale Americii. În anul 1848, o companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a Revoluției din anul 1848 din Țara Românească, împotriva intervenției otomane în bătălia din Dealul Spirii. În anul 1917 are loc stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Japonia. Regele Ferdinand I al României semnează decretul de numire al lui Nicolae Xenopol ca ministru plenipotențiar la Tokyo. În anul 1917, la Fatima, în Portugalia, se consemnează o apariție a Fecioarei Maria. Această rubrică a fost oferită de Mekon.